vedete fac și în acest an în conjurul țării la chemarea vestitului nostru român de esență tare. De data aceasta, împreună cu vedetele sale, Neamărin va da întâietate unor povești de viață cu totul aparte, prin intermediul cărora vom pune la loc de cinste dragostea față de semeni. Vorbim de oameni cu probleme financiare, de familii nevoiașe, cu mulți copii și tot felul de suflete ce au nevoie de mult mai mult decât o vorbă bună. Am văzut multe la viața mea, dar așa ceva, sărăcie, lucie ca aici, unde trăiesc copiii ăștia, n-am văzut așa ceva. Unde e mama ta? A plecat. Mama mea se purta ură cu mine. Am picioare goale, nu pot să fac asta. Pentru ei, Neamărin va face tot ce-i va sta în putință să dea verbului a dărui o față cu totul nouă. Ieri seara am dat binețe preotului Manuel, care ne-a impresionat cu misiunea sa de suflet dedicat într-o totul celor 30 de suflete de copii de la Bucuria Ajutorului. Mulțumesc foarte mult, părinte. Care grijă de noi? Am adunat copiii după stradă, luându-i de la cerșit și m-am oferit eu în locul lor. Cele patru vedete au simțit din plin ce înseamnă să-i spui da lui Neamărin. De la priponit poneiul. Așa, așa, așa. Curățat livada. S-au făcut teme cu copii. Nimeni n-a putut să-și ascundă capul în nisip castruții. Nu cu Neamărin în spate. Satana! Pus pe fapte bune și palme pe măsură. Iria muncește. Conform programului, ne-am făcut cumpărăturile la Dedeman și suntem gata să ne punem pe făcut minuni. Pentru asta vom cunoaște două povești de viață în care sărăcia a șters și ultima umbră de speranță. Sunt multe lucruri care îmi lipsesc. Adică se construiește o casă minima mea. Ca să facă lumină, Neamărin va pune la bătaie tot arsenalul său de talente. Prinzând în hora dărniciei o întreagă comunitate pe care o va mișca, cum va ști el mai bine, cu vedete. Cum e de așteptat, va întâmpina rezistență. Și aici, el va scoate din buzunarul de la piept vestita-i formă de insistență. Stai aici și visa, când noi venim eu să te iau, atunci să mergi cu noi. Până atunci, să ne aducem aminte că astăzi e o zi specială. O zi în care, acum 30 și ceva de ani, vedea lumina zilei un băiat pe nume Liviu. Un băiat pentru care Neamărin are pus ceva deoparte. Scoate și zise cu mâine. Ce-a, mamă? Scoate și zise. Și dai și arde. Distracții de ziua mea, după cum vedeți, mamă, ce mă distrez. Veți vedea cât de multe, deci stați pe aproape. Data trecută, printre copiii de la Bucuria Ajutorului, le-am cunoscut pe Raluca și Andreea, două fetițe pentru care Neamărin vrea să facă o schimbare. Ca să înțelegeți de ce, haideți să vedem unde și în ce condiții trăiesc. Bine, mergem. Am zis eu că exagerează un pic cu descrierile pe care ni le făcea. Dar în momentul în care am ajuns acolo, nici dacă puteam să-mi imaginez cele mai rele condiții în care ar putea să trăiască niște oameni, nu cred că aș fi reușit să scot o astfel de realitate. Asta e intrarea lor în casă. Încet, aveți grijă că... Hai pe acolo, loc? Da, asta e intrarea în casă. Hai de capul ăsta. Cel mai rău și cel mai groaznic a fost până am intrat la ea în casă. Nu cred, vrei, că pe aici intră. Cum vrei, pe aici vine lumea acasă? Putem să intrăm? Wow! Bună seara! Bună seara, bunii! Ce faceți? Seara bună, este Nicoleta. Nu vă imaginați cum miroase. Nu vă imaginați cum arată. Trebuie să te apleci ca să intri, pentru că e foarte joasă. Și șocul e foarte mare. Mărene, dar nu se poate respira. Ce faceți, doamne? Bine. Ce faceți, doamne? Bine, încerc să fac focul și iese. Da, iese să facem și noi un pic de căldură. Faceți mâncare? Da. Eu nu fac, vrei eu focul. Fac eu focul, vrei, că am iubit țigancă. Nu mai sufla, că scoți mai mult. Leo, mamă! Eu n-am putut să respir. Și nu de miros, că mirosea urât. De fum. Băi, fraților, murim aici, deschideți un geam. Noi, când este foarte, foarte mult fum, scoatem capul pe geam pentru că ne dor ochii.
tot din cauza fumului tușim toți. Și Aușe mi-a spus că la școală copiii când se duce, ce miroase rău, miroase ceva. Și el a spus, eu miros, miros a fum. Și într-o noapte era să murim, zice, de la fum. Am fugit repede și să deschidem geam. Uitați-vă și voi pe geam. Stăteau pe pământ, nu aveau nimic. De jos dușumea, crește faianța. Sora Andrei era de sculță. Și arată-le tu lor unde e șifonierul tău, Livre, fii atent. Unde e șifonierul tău? Aici. Ăsta e șifonierul ei. Uite aici, are hăinuțele. Era un fotoliu cu niște hăinuțe așa. O să pierșesc că ăsta e șifonierul, copil. Eu de obicei nu plâng. Eu nu sunt un om care plânge. Dar spune, uite, spune-le lor că sunt mămici. Unde e mama ta? A plecat. Unde a plecat? Nu știu. Cum de cât timp? De 2 ani. Și nu v-a mai sunat niciodată? Ba da, sună pe tari, dar zice mai că vine acasă, că vine acasă, dar nu vine. De 2 ani a plecat și a lăsat. Mama copiilor este plecată cu un alt bărbat. Te-a părăsit. De-aia am rămas acasă și nu m-am dus cu ea. Că n-aveam ce să învăț de la ea. Ne-am dus după ea acasă, acolo, n-a vrut să mai fie. A cunoscut pe altcineva, că are mașina asta. Aia mare nici nu vrea să știe de masă, nu mai vrea să știe. Nu cred că lumea mea e doar de mine. Dacă era doar, venea să ne vadă sau ne căuta. Dar tati, unde e? Că nu l-am tati, văzut. Tati, la muncă. Cu unde? Cu ziua, la toate. Mama mea se purta ură cu mine. I-a lăsat la nevoie, chiar are nevoie mare de mamă. Fac și eu ce pot. N-am cui să-i spun mamă. Vă duceți la școală? Da. Bravo. E clasa 2, sunt clasa 5. Bai aveți? Nu. Vezi, mă, unde trăiesc, bai? Nu avem bai, ne spălăm într-o albie toți. Adică, pe rând, duminica. Și seara nu mai vine să te duci la toaletă noaptea. Că și noaptea te ia. În momentul când nici la mărire mai mă face să râd, știi? N-ai mă cum să trăiești așa, n-ai cum să ajungi așa acasă. Adică n-ai cum. Fii tot. Așa ceva. Auzi, arată-le și lor. Ia arată Ioane acolo ce mi-a arătat mie. Ce că e un frig iarnă aici, uite pe ce stau, uite pe nimic. Discrepanța este foarte mare, decalajul este enorm, este ca de la cer la pământ între cum arată ea și locul în care ea trăiește. Pentru că este un copil care zâmbește tot timpul și nu-ți poți imagina că în spatele acestui zâmbet există totuși o dramă atât de mare. Uite-te la vide de frumușică și cât de deisteață și ea și da, și le place la școală. Bravo, asta e foarte important, să știi. Apoi există un alt decalaj extraordinar de mare între Andreea și sora ei. Am găsit-o pe sora ei murdară, îngrijită și asta e diferența între un copil care merge la centru, care este ajutat, și celălalt copil care nu merge acolo și este absolut cumplit. Adevărul e că se cunoaște. Se cunoaște de când, de când merge se duce copiii acolo. Da, îi trimite pachet și lui celălalt. Ah, îi dă pachet ei pentru soț. Da, îi trimite și pentru celălalt. E frumoasă. De să ia eu salam. Și voi ce mâncați? Ce aduce tati de la muncă. Tati se duce cu ziua de luni până duminică. Duminică iau 1.400.000 și tot așa. Poate lumea zice, bine mă, de ce plângi ca prostul? E, nu plâng. Sunt niște momente când îți dai seama cât de norocos ești tu și ce norocos am fost să mă nasc într-o familie normală și să n-ajung acasă pe lângă porci. Să-mi doresc să-mi aducă, nu știu, cineva o cărămidă să fac soba. Hai,
Hai să mergem. Să rămână. Să rămână. Vezi și mă, dar grijă cu fumul ăsta, vrei aici, vrei aici. Totul m-a impresionat, pentru că e groaznic să trăiești în condițiile astea, e absolut înfelător. Eu am umblat mult în România, am văzut multe. Știu și știe poate toată lumea că sărăcia Lucie între Vaslui și Iași. Dar așa, să trăiești așa. Ei, numai. Cu ce au greșit copiii ăștia? Cu ce? Ești frumoasă, ești foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă și foarte pozitivă și să știi că tu o să reușești foarte, foarte bine în viață. Întotdeauna să stai cu gândul ăsta, da? Nu meritați și o să facem de așa natură încât casa voastră să se schimbe, da? Să arate ca cea de la centru, da? O fi da. Așa că, dragi prieteni din fața televizoarelor, dacă aveți pe lângă voi un caz ăsta sau dacă aveți pe lângă voi un copil ăsta care merge acasă pe lângă porci, faceți cumva să, știi? Nu pot să fac asta. Și dacă deja ni se pare greu de conceput, nu e totul. Să mergem într-o altă casă, unde în aceleași condiții trăiesc și mai multe suflete. Cum se cheamă? Adriana, ce mine! Vai de mine! Doamne, cât are! O lună și o săptămână. Vai, să-ți trăiască, mulțumesc. Doamne! Cum o cheamă? Maria Denisa. La Raluca, condițiile sunt la fel de grele, pentru că acolo sunt foarte mulți copii, sunt 7 copii. Stau toți în 2 camere. Vă. Și dorm cu ea? Da. Și cu soțul, ei dorm aici câte 3. Și haideți dincolo să vedeți unde dorm ceilalți. Ea nu are un pătuț, fiindcă nu are de unde să ia un pătuț. Pentru că trebuie să ia și pampăr și lapte și mai multe pentru ea, încă e mică. Nu mănâncă ciorbă sau ce mâncăm noi. Și tu ai bani de pampăr de astea? Păi, dacă ea se duce la muncă, ia 40 de lei pe zi și ia pampăr și ia mâncă. Din 4 zile. Cu băiatul ăsta care a făcut copilul? Da. Da? Da. E un lucru bun că e cu ea. Asta am zis. Da. Păi pe bune. Da, și părinții au acceptat. Asta e mare lucru. E foarte mare, important. Da. Are soț 24 de ani. Mai și de când ești cu el? De 2 ani. Da. Asta e al treilea. E clasa nouă, a întrerupt școala acum, o să ducă după aceea ieri. Buruză mică! Ești un copil, băi, ești tu. Ești un copil, băi, ești mai mare ca fiul meu cu 3 ani. Carmino, te omor. Aici. Pe mine mai mă pune sora mea când are treabă pe afară, o ajută pe mama la curățenie. Mai stau cu ea în pat, mai mă joc cu ea, mai iau în braț, îi dau să mănânce. M-am obișnuit. Am avut grijă de mulți copii. Câți aveți, doamnă? 7. 7? Da. V-a plăcut dragostea? Da. Și mie la fel. Vă opriți acum, nu? Da. Adică e casa cam mică, după cum ne vedem toți, e micuț. Aici, decalajul foarte mare. Raluca îngrijită, curată, ceilalți copii foarte murdari și... Probabil că nu au unde să spele haine, de seama, n-au apă, n-au nimic. E cumplit de greu. Și cine merge la centru? Numai tu? Atâta, nu? Și primești pachete și aduci la ei acasă? Da. Din când în când sau în fiecare zi? Eu nu le mănânc, nu-mi e foame la școală. Nu ți-e foame și le aduci acasă? Da. Și cum vă descurcați cu ei? Greu. Soțul? Soțul lucrează la un depozit de lemne. Cât câștigă pe zi, doamnă? 400. 400 de lei? Da, 400 de lei. Noi mâncăm acasă ciorbă. Mâncare, nu contează, ce face mama. Mami nu are carne, nu pregătește carne, decât când îi dă doamna preoteasă. Tu cât ai, mă? Tu ești cel mai mic? Da. Mică, cea mai mică? Cea mai mică? Apoi 23. Cât? 3 ani. 3 ani? Da. Aveți 3 băieți și 3 fete sau cum? 3 băieți? 3 băieți și 3 fete. Da. 7? Da. Nu sunt 6? 7. Ați mai făcut unul cât am stat noi de vorbă aici? 7 și cu ala mic acum? Da. Cu nepoata ai 8? Da. Da, doar să trebuie să vorbiți cu fata, să nu se apuce și ea acum. După asta să mai facă încă unul și încă unul și încă unul, adică... Doamne, măi, că nu. Dar e greu de tot să vezi așa ceva, e cumplit.
că n-ai cum să nu rămâi impresionat și n-are cum să nu te miște faptul că oameni care trăiesc în astfel de condiții reușesc să rămână în picioare și cu capul sus. Asta e incredibil. Frumusețe? Ochi albaștri? Nu. Verzi? Ai grijă cu băieții? Da. Nu, da, ai văzut puțin sorta. Ai grijă cu băieții? Aia, să le trăiască, important e că nu s-au îmbolnăvit, important e că putem să dăm o mână de ajutor, important e că i-am descoperit. Suntem aici, ne bucăm de treabă, să facem lucruri frumoase pentru copiii ăștia, adică în loc să plângem și să ne dăm capul de preț, vai, vai, ce rău, mâine ne apucăm de treabă, ne trezim dimineața și că trebuie să măcar două familii, noi dacă facem două familii fericite, ba, am făcut un lucru bun. Copleșiți de poveștile celor două fetițe, ne retragem emoționați la culcare cu un singur gând: să facem tot ce putem pentru ele. Dimineața vine de vreme, cu bătăi la ușile vedetelor, mai puțin a lui Liviu, pe care îl lăsăm să mai doarmă, măcar azi, de ziua lui. Bună dimineața! E 7 și... la și un sfert și 20 la masă. E 7 și... și ceva. La 8 și un sfert. Nu, la 7 și un sfert și 20 la masă. Neața. Ce-mi trec? Băi, astăzi e ziua fratelui tău și a băiatului meu. Și eu zic așa, să lăsăm să mai dormă și el un pic. Și pe mine la fel că nu, și nu. Și m-am gândit așa că e bine cu un lăutar, să-i aducem un lăutar toată ziua, să-i cânte și lui toată ziua așa. Ce părere? Pepe, zic, faci tu rost de un lăutar sau mă duc eu? Nu, du-te tu și fă rost de lăutar. Și după aceea, împreună, mergi și cântăm la mulți ani. Oana? Oana, mergi cu noi? Noi am plecat, să știi. Hai să stai pentru chema eu. Auzi, facem așa. Băieții s-au trezit azi la 9, vorbim cu Neamarinca și mâine să ne trezim și noi la 9. Îl convinc eu pe Neamarin. Hai că mă duc acum și îi zic și dacă îl conving, vii, da? Deci nu mi se rupe. Nu vin. Vreau să-l convin ca și noi mâine să ne trezim la 9, da? Mamele după tine, eu plec acasă acum. Deci fata, tu auzi ce zic, să ne trezim și noi mâine la 9? Mă duc acum să vorbesc cu Neamărin. Supărată că unii beneficiază de un tratament diferențiat, Oana începe ziua cu o mică grevă în silențio stampa. Dacă pe băieți e lăsat azi până la 9, lasă mâine pe Oana până la 9. Nu las deloc! Ascultă-mă, de ce? Să o las? La lasă și pe ea mâine la ora... Uite, a zis Neamărin, te lasă mâine până la 9. Hai. Să doarmă, da? Da. Ok, și da. Să vină. Mâine la ora 9 te vei trezi. Te lasă să dur până la ora 9. Azi e ziua băieților și mâine e ziua noastră. E bine, Oana? Eu nu mai scot un cuvânt, pasă nici nu-mi dea la valieră. Le stric toată filmarea. Am văzut că nu eram decât eu cu Nicoleta și l-am întrebat foarte frumos pe Neamărin, domn, da, ceilalți? Și mi-a zis, păi, Liviu, a zic, da, ok, Liviu nu s-a trezit. Și spune, iar Pepe, m-am dus eu și l-am trezit și l-am trimis după lăutar. Deci eu pun pariu cu tine pe $1,000,000, că Pepiță doarme, pentru că el nu ar fi plecat după nimic pe lumea asta, fără să bea cafea. N-a venit să bea cafea, deci nu a plecat nicăieri. Bine? Nu, tu ai stricat că ai zis că eu lași pe ăștia să doarmă până la 9. Da, dar eu nu pot să mint. Păi nu, dar îi spui că nu, păi, cu ei ai altă treabă. Că... Pepe e după lăutari, pe ăla las că e ziua lui. Asta, eu hotărăsc ce fac aici. Nimeni, eu. Hai, mergem noi. M-am enervat, am zis că plec acasă, m-am calmat, am zis că mă duc la filmare. Mă urc în autocar și a început iar. Oana, eu pot să fac bine sau și rău, dau recompense, dau ce vreau eu aici. Deci, dacă vrei să mă asculți, ai. Dacă nu, nu ai. Și dacă te superi, dă mâine sau poi mine, suntem alți oameni. Aici eu trebuie să fac treaba cum vreau eu. Nu-mi dă la valere, că oricum nu mai scot niciun cuvânt din mă. Păi atunci nu merge. Stai aici. Dacă ce rost are? Stai aici și visa, când noi venim eu să te iau, atunci să mergi cu noi. Eu sunt un om bun, foarte bun, cu oamenii care fac. Mai ales când suntem aici pentru a ajuta niște copii. Hai sus, băgați-vă acolo undeva. Pe partea asta cu noi, așa, pe partea asta, așa. Deci el pe mine nu mă minte. Poate să aibă onoarea și demnitatea să vină să-mi spună adevărul. Da, mă, eu am decis să-i las pe aia să doarmă mai mult. Eu n-am spus că Pepe a plecat după lăutar. Am mers în camera la Pepe și l-am rugat să meargă după lăutar. Pepe mi-a zis
că să-l mai las o jumătate de oră și atunci i-am spus, nu-i nimic. Mă duc eu după Lăutar, dar împreună luăm Lăutarul și mergem la Liviu Vârciu. Și a zis Dania Marin. Dar eu nu trebuie să-i dau socoteală Oanei ceea ce fac eu. Nu suntem sclavi, da. Nu suntem pe plantație, nu ne-a cumpărat la belciuge, nu ne-a câștigat la loto, pe bune. Știi că ți-am promis ceva, da? Că o să-ți dau o veste de la mine, pe care am purtat-o eu. Uite, ți-o dau, e albă, e frumoasă și are bine. Pune-o pe tine, ia, pune-o pe tine, ia. Este foarte frumoasă. Dă-mi eu, să, așa, ia. Ia, uite-o. Ia, vezi? Și poți să o pui și cu glugă. Vezi? Poți să o iei peste, când. Da. Ia, uite. Mamă, ce tare. Ești bine. O bagi în ghiozdan, da? Nu-i spui la nimeni. Da. Bine, asta bun. Bună dimineața, Nea Marin. Bună dimineața. Bună dimineața, Nicoleta. Bună dimineața. O zi bună. Bine ați venit. Să rămână. Ce faceți? Pe la noi. Da. Poftiți și dăruiți. Poftiți și dăruiți. Ați văzut numai ziua și noaptea dăruiți. Exact, da. Și lucrați non-stop, da. Văd. Hai că nu facem. Iar că aș lasă patru copii, eu îmi las copil mic. Pai eu capului cu tasul acasă și el ce face? Vine la mine să-mi spună că îți mămintă în față. Mă. Bună dimi! Bună dimi! Ce faceți? Am un t-shirt ca tine. Da? Super! Păi l-am primit ieri de la voi și trebuie să-l port, nu? Ca așa e normal. Cum micul conflict stârnit de Oana nu s-a lăsat cu chiuituri, petrecerea continuă cu alt fundal sonor, iar lui Nea Marin, muzica e prilej pentru aducerea minte. Ți-aduce aminte odată în tren, într-o iarnă, da. Când am mers la București? Da, domnule. Și ai, cu fratele tu sau cine era? Frate. Și cântați amândoi? Da. Să trăiești! Nu te lasă, nu te lasă! Cele mai frumoase cadouri pe care eu le-am primit de ziua mea. Ce râzi? Dau cu lemnul să moară, dragi! Și dă-i! Și ardă! Ce distracție de ziua mea, după cum vedeți. Mamă, ce mă distrez! Zuză, îi plac foarte mult copiii și a contat foarte mult aici. Faptul că ea stat mult cu copiii, s-a jucat mult cu ei, a râs mult cu ei și așa mai departe. Nicoleta e sufletistă, dăruitoare, frumoasă, îngrijită. Nu știi ce e? De la capăt! Nicoleta e cum ar fi sora mea. Se joacă cu noi, ca și cum se joacă frații mei cu mine și place. Eu m-am ținut de promisiune, e nouă și... Mult să trăiască! Mult să trăiască! Te înțeleg! Cum să te trezești așa, mă? Deci din asta. This is again. Și am auzit asta. Aoleu, mamă, care m-ai făcut? Îmi venea să sparg tot în casă. Bă, eu jur, îmi venea să sparg tot în cameră. Toată ziua. Vreau ca acest lăutar să scânte. Și a zis, nu! Te dau dracu și pe tine și lăutarul, ieșiți afară din cameră. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! A, păi bun! Mulți ani! Cine să trăiască! Vârciu să trăiască! La mulți ani! Hai la prieteni și v-am dat să fie sănătos! Fie! Prințișorul meu! Prințișorul meu! ¡Gracias!
crezut că lăutarul a venit să-mi spună la mulți ani, surpriză, mulți ani, trăiască mulți ani mult. Cum faci un lăutar, nu când e ziua unui om? Cântă la mulți ani și dacă mai vrei să mai cânte un program, îl mai rog să mai cânte un program și pe care plec acasă. Nu. Mă duc să beau și eu o cafea. Ce? Asta numai dacă vreau eu. Mă duc să beau și eu o cafea. Dacă vreau eu. Da, ne-am mai luat să beau și eu o cafea. Hai, da. Când e ceva, dar de când... Nu, 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 de cafea. M-am îmbrăcat, m-am dus încă la micul dejun. Și la micul dejun, bineînțeles că Castofon era băgat în priză. Ia-uzi. Ai avut-o vreodată în viața ta? Ia-uzi. Neamărin s-a bucurat tare de ziua mea, am văzut fericit. Și mi-a zis, băiatul meu, azi am chef de băut. Neamărin nu prea bea și nu prea stă cu noi dimineața, că să aduce moșul la culcare, că nu mai poate. Nu știm dacă Liviu poate fi invidiat pentru felul în care va petrece de ziua lui de naștere. Cu toate astea, Oana nu schimbă placa, ci doar ambientul, preferând să serveze prin muncă. Neața! Ce faceți? Bine, facem. Ați început lecțiile? Da. Bravo! Deci nu cred că merge cu noi. Nu, eu nu merge cu noi. Merge cu noi. Ce ne vrei? Frumos, Eugen. Uite-te la locul tău acolo. Nu cred vrei că merge cu noi. Hai, mă, lasă-mă. Știi când să ia curentul? Și ai o casetă în castofon? Pe casete. Face nu se găsea el cu el, mă. Nu știa stânga ce cântă dreapta și nu știa dreapta ce cântă stânga. Știu, pentru că eu am cântat la acordeon. Adică am luat loc întâi pe țară când aveam 8 ani. Atât. Și scrie aici, sus. Pentru Liviu. Unită, da, să mă vadă și mama să mă privească. Nu contează ochii tăi, dar contează banii mei. Dar contează banii mei. Nu contează banii mei, contează ochii tăi. Când am ajuns la preot, la lăutarul după mine, deci nu mai haleam. Când am intrat pe poartă și a vrut să intre și lăutarul după mine pe poartă, părintele s-a ridicat și a zis, băi, nu se poate, mă, așa ceva. Și nu, era urât să se mă, lângă biserică, în cimitiri, copii. Mamă. Pupa. Nici nu vreau să accept, dacă nu mă pup, nu fac nimic. Felicitări, copii. Băi, mulțumesc. Ce frumos! Wow. Mulțumesc frumos! Deschide, că ți-au făcut cu inimioare, cu... Au venit copiii și mi-au dat felicitări. Și mi-au scris că mă iubesc, că îmi mulțumesc. Și mi-au desenat inimii. Pe felicitările pe care... Cred că sunt cele mai frumoase cadouri pe care eu le-am primit vreodată de ziua mea. Vă mulțumesc frumos și vă dau cuvântul meu de om că chiar sunt cele mai frumoase cadouri. Da? Mulțumesc frumos. Adică n-ai cum să nu te bucuri să vezi că un copil muncește la o felicitare, că nu doar am măzgălit-o și pus niște hârtiuțe în formă de floare și... Și eu sunt sensibil, mai ales când aud te iubesc, știi, mă topesc tot. Cu ajutorul copiilor facem pace printre vedete, căci e zi de sărbătoare, o zi în care cadourile vin toate transportate de camionul Dedeman. Dă-mi! E grea, mă! Oi, mască pentru... Direcția e... Am primit ustensile pentru grădină, care sunt de mare folos pentru gospodărie, am primit plase pentru gard, am văzut ceva cherestea pentru a face un coteț de păsări, roabă. Motocoasă, roabă, ustensile, lucruri utile pentru gospodărie. Hey, avem mașinării, iarba! Darurile stârnesc lacrimi de fericire, speranța pentru o zi mai bună la așezământ fiind împărtășită ca o adevărată binecuvântare. Una venită din suflet pentru sufletele de la bucuria ajutorului. Cine mă ajută cu asta? Eu! Nu, stai, 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 stai
acasă așa, trebuie așa, pe fiecare latură cât un copil. Hai, așa. Și copiii ne-au ajutat la descărcat. Au cărat și ei o pernă, o ceva acolo care putea fi folosit, cărat de ei. După ce am lăsat toate cele de trebuință la așezământ, ne continuăm drumul darurilor acasă la Andreea. V-am adus cam tot ce vă trebuia vouă. Tot ce v-ați dori voi. O să vezi acum câte lucruri v-am adus. Astea sunt lacrimi de fericire, normal. Nici nu mă așteptam pentru nimic pe lume. E ceva, nu știu, uimitor. N-am cuvinte, credeți. Prima oară am fost la Andreea și am descărcat. De la pietre de moară până la nisip, ciment, var, plăci, OSB, termopane, perne, așternuturi, becuri, lămpi, prize, șuruburi, conductor electric, știu exact toată lista. Efectiv tot ce trebuia pentru ca acea casă să fie renovată și să arate acasă și nu a graj de animale. Prima dată am avut câteva crăpături în inimă, dar acum când le văd se astup așa, parcă se construiește o casă în inima mea. Și pentru visul tău, Andreea, vom face cea mai frumoasă casă aici pe pământ. Deci, să deschidem cerurile și să facem lumină, băieți. Băieții au muncit foarte mult, inclusiv Vârciu, care chiar dacă era ziua lui, a pus umărul la bătaie acolo. Trebuie că o stă priza, mă, și-s copii mici în casă, mâncați și vreau. Pentru că în ciuda acestei chestii așa de bărbat pe care o afișează, de ce îi plânge sufletul în el cât e de sensibil? Simt o bucurie în mama mea și cred că și sora mea simte aceea, și bunica și tata, dacă aș vedea. N-am mai fost atât de bucuroasă până acum. Niciodată. În realitate, Neamărin este foarte bun. Chiar este un om de apreciat. Pentru că face și bine la toată lumea și iubește. Și nu cred că este rău așa cum pare. Am lucrat mult. Am muncit mult, dar ne-am și distrat. La un moment dat, cânta găina. Și i-a zis Liviu, cântă găina. Și mi-a zis, și ce dacă cântă găina? Păi dacă tu auzi găina cântând, să știi că acea găină a făcut un ou. Intră și ia ouul de acolo și o duci la bucătărie. Pe ușă, ușa, ai grijă să nu-l lași ușa deschisă, pare. Am zis, dacă el se duce în coteț, deja eu aveam filmul pregătit. Atâta trebuie să iasă și găine tot, hai. Nu. Închide la loc. Găinare. Vezi cocoșe ce găine. Să sară, dă-l-am. Asta mai e, să mai fie frică de un cocoș și aia e. Ai grijă la cocoș, bă. I-a zis, acum ia toate ouăle de acolo și pune-le în buzunar. Zici să le faci în buzunar. Asta trei? De ce îți vrei? Și i-am zis, fii atent că te mușcă cocoșul ăla. O să dea cu cioc cu tine. De nebunul ăsta, ce? Bagă câte scoate și zi, sunt cu mâinile curate. Sunt cu mâinile curate. Hai, așa aici. Arată-i mâinile să vadă că n-ai. Bă, și el săracul, că nu gândești, mă, când ești obosit. Nu mă mai știu. El, bă, dar foarte serios era. Exact așa. Așa aici, cu mâinile curate. El când a ridicat brațele, normal, găinile s-au speriat și cocoșul. Dar ce-ar fi acum cocoșul ăla să te atace? L-a ținut și eu. Cred că ne și de râs deja, că da, mă mușcă. Ești cu mâinile sus, bă, că te atacă, fraier. Așa. Băi, nu-s la mine. Să zic că n-am nimic. Mâinile sus, stai. Mâinile sus. Mâinile sus. Mâinile sus. Cât de naiv să fii, să vii cu mâinile ridicate. Mâinile sus, mă, n-auzi? Ce prost e. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ai fi vreodată cu mâinile. Ha, 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 ha.
care ideea? Nu am telefon aici. Să mor duc ai telefonul. Râdeți așa? Vă place așa să râdeți? Vă place, a? Nu te băgare! De că l-a tăcut unul, dar nu-mi mă spune! Ce râs? S-a enervat. Mi-a tras un nou în spate, dar am senzația că mi-a dat cu o piatră. Deci ce nasul de să primești un nou de la 3 metri așa în spate și a dat al dracu cât a putut de tare. Vino, cara, măi! Că dai cu ou, dau cu lemnul să moară, dragi! Da, bre, cu lemnul, cu ce dai? Da cu lemnul! Da cu lemnul! Am luat-o la fugă printre pomi, slalom, am făcut prin toată grădina popii, n-a putut să mă prindă. Ce treabă ai tu cu mine? De ce să dai, mă? Dacă să mor, dacă îmi dau. De ce să dai cu 1000? De ce să dau cu ochii în omul ta? Și jucam vața ascunsă la un moment dat. Era un pom mai mare și a zis cât de dibaci poate să fie el să dea prin pomul ăla să mă lovească pe mine. Dar și eu am dat în tine cu... și noi. Hai, fii al dracu. Bă, uite, mă, nu s-a spus pe unul. Al dracu. Ca să vedeți cât de al dracu e Marin, am mâncat cu ouă cât am putut de tare. Mă, cu un ou. Cât am putut de tare în el, nu știu cum a făcut bănene. Păc, nu s-a spart ouă, a căzut ouă lângă el, întreg. Ia-l! Ți-am dat la picioare, John. Aoleu. Cum merg eu, mă, așa, mă, la mol, mă? Nu, mă, tu stai în mașină. M-am făcut și pe bluci, pe p***. Asta, mă. Vine ziua ta, îți cumpăr o perche de blugi. Ce mărime ai? Că te-ai mai îngrășat acum. Vreau tu încântat, până la Dumnezeu și înapoi. Doamne, săracu, deci nici vreau să fiu în pielea lui. Tu îți dai seama? Să ai în curtea ta unde nu am jurat nimeni nimic sau nu a drăcuit vreodată cineva, niște tâmpiți și pe neamărin. Cred că cu ea din 55 minute. Bă, firăței, dracu! Ca să nu lăsăm supărate găinușele de cum s-au cocoșit băieții spărgând ouăle, ne recompensăm cu două scărițe meșteșugite de Oana, cei drept cu puțin ajutor. Oana a făcut scărițele pentru păsări, unde se suie păsările să ouă. Chiar a pus mâna pe bormașină și a însăilat-o cu holșuruburi și a ieșit exact cum mi-aș fi dorit. Nu mă feresc în a face absolut nimica, atâta timp cât pot fizic să le fac. Așa, păpușă, bravo! Ne continuăm drumul darurilor către casa Ralucăi. Ca să scape de coloana sonoră a lăutarului, Liviu preferă camionul Dedeman. Ce distracții de ziua mea, după cum vedeți. Mamă, ce mă distrez! Acces direct. Mamă, ce mă distrez! Neamărin, când e ocupat așa, se implică el. Se implică, uite de tine. Ceaușism, șef, el cred că a fost de la... Securist. Nu, securist a fost sigur. De la, mă, inginer, de la tovarășul. A venit cu marfa, Neamărine, v-am văzut la televizor. M-am văzut la televizor. Da? Da. Păi, parcă tu m-ai făcut pe mine vedetă, nu? Da. Ia coboară, coboară, mă, Firian. Coboară, mă, ce toate, lasă, coboară, nu mai toate. Unde te duci? Hopa, așa. La Raluca ne-am dus cu, iarăși, cu toate lucrurile care rămăseseră pentru ele, pentru ea, pentru frații, acolo sunt mulți copii. Tot ce e aici acum, acolo mergem pe sus, le punem. E pentru voi. Da. Și de mâine vin muncitori și se apucă de construcție. Mama lor, cu toți copiii pe lângă ea, ne-a așteptat cu mare bucurie. Ei, practic, nici nu mai aveau cuvinte, adică se uitau așa și nu spuneau nimic. Uite și tu. Cum o să nu muncești, mă, pentru ei? Eu viața, cum să zic eu, ca pe un vis. Și cred în continuare că visez. Dar nu este un vis, Raluca. Tot ce vezi e adevărat, la fel ca soarele, care de astăzi va răsări mult mai frumos și pe străduța ta. Sunt foarte fericită că puteți să mă ajutați și îmi pare foarte bine și pentru familia mea. Te mor de fericire! Nu cred că mi s-a întâmplat. După ce ne-am descărcat și al treilea camion Dedeman, ne ducem la masă să prindem puteri. Ba!
Liviu e frumos, drăguț, sufletist, se joacă mereu cu noi. Îmi place ideea foarte mult. Zi-mă! Hai mă, că nu plecăm, abia am venit. Ușor să nu vă loveți. Frumoși, băi. Bebe este frumos. Îmi place mult de bebe. E frumos. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează așezământul acesta pe robii tăi, copiii aceștia și pe robul tău, Liviu, că sfânt ești totdeauna acum și pururea și vecilor. Amin. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani și mulțumim! Înzdravenit de atmosfera de la masă, Neamărin binecuvântează și el momentul cu o veste bună ca o pâine caldă. Firma, am uitat să vă spunem, firma la care am fost ieri de pâine, de panificație, unde fetele da. Au făcut pâine, au făcut acolo, da. Pâine o să aveți aici cât o fi fabrica. Colaborarea. Da. Și cum o veste bună nu vine niciodată singură, după masă, la așezământ sosesc și altele, aduse de ansamblul Cununița Muntenească. Pentru toți copiii și pentru Liviu, că azi e ziua lui. Da, fa, mulțumesc, mulțumesc. Bine v-am găsit, copiii. Bine ați venit. Haideți, mergeți să primiți darurile. Au venit pregătiți și cu cozonat și cu produse de patiserie. Au venit și cu câțiva saci în care existau hăinuțe, jucării. Că a fost o zi frumoasă în care era soare și am putut să stăm afară cu toții și copiii s-au bucurat foarte tare că au primit vizita altor copii. Doamna profesoară a făcut un moment foarte frumos și nouă, mie cel puțin, mi-a plăcut foarte mult. Deci mă blesteam de când m-am trezit să mă însor la anul, Să te trage clopotul de mort. Serios? Și-a lăsat patru copii acasă ca să vin să filmez aici. E problema ta. Și dai și arde. Și a meritat banii, frate. La mulți ani. Ok, Dumnezeu. Ce-ți dorești tu de ziua ta? Repară-mi soba. Cea la 14 ani, asta 14 ani, da. Eu și Oana ne-am apucat să sortăm hainele din saci. Primisem și de la doamna aceea care a venit cu grupul de copii să cânte, au adus și ei niște saci. Și din saci aia, câte am putut să scoatem noi, vreo 7-8 saci, i-am sortat pe categorii de vârstă. Le-am pus frumos pe categorii, fete, băieți. Și le-am dat doamnei preoteasă să, în momentul în care vine cu părinții, să știe măcar pe ce categorii de vârstă să le împartă. Ia mătura aia, uite, mătura aia de acolo și dai tot jos după beton. Doamne, de Doamne, sănătate la toată lumea, la băiatul meu, să însoare într-un an de zile, să fie însurat. Deci mă blesteam de când m-am trezit, să mă însor la anul, lasă vrei să o găsesc. Lasă, băi, Neamărine, poate să însoare anul ăsta. Ăsta se trage clopotul de mort. Serios? Îl bat? Nu poate. Nu, n-am zis eu! Nu, n-am zis eu! Începe la rânduielile, așa. Asta era clopotul că a murit cine. Ideea de nuntă îl sperie pe Liviu ca de tămâie, scoțând din el tot felul de expresii populare cu care, supărat, și-a găsit un bun motiv să-i zică stop joc lui Neamărin. Oare cât l-o ține?
Ia, dacă fratele meu de ziua lui s-o supără, eu nu mai muncesc, mă, hai, ia, bă, băi, ia, băi, luați mă ruleta, Pepe! Pepe a fost cam draznic în zotona asta, pentru că nu prea a fost cu minte, nu prea, nu l-a ascultat pe Neamarin. E aici, tiranul, încă dă indicații. Ca să punem ăsta aici, uite, te-ai făcut aici. Trei capsat, nu? Uite așa, fii atent. Prima dată îl bagi ăsta în ăsta. La centru, acolo, e o bucătărie de vară undeva în spatele casei, care era placată urât, așa, cu niște plasă de-aia, cu niște mușamani, nu știu ce era. Nu da sus, aici. Uite unde mai jos aici. Pe marginea aia. Vezi? Una, două. E frumos să pui lambriuri, pentru că transformarea se vede imediat. Și începe Oana. Zice, eu sunt stângace. Ok. Încearcă prima dată să capseze cu dreapta. Nu prea ieși. Zic, în gândul meu, ha, mă, ce-i așa de greu? Să pune cu stânga. Hapsc, hapsc, hapsc. Mă, dar ce iese cu stânga? Din lemnele astea trebuie să faci ceva așa, să nu intre vulpea. Hai să improvizăm ceva. Bă, trebuie să facem ceva să intre vulpea. Nu știu, un meșter de ăsta de pe aici. Luăm de aici. Punem plasa aici, o prindem în aia, poc, 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 și le facem acoperiș. Ce, o vulpe intră pe sus? Pe jos e problema. La vulpe e frică dacă intră într-o casă. Intră numai în aia, în spații deschise. Sunt mort tu. Sunt mort tu, de ce să mor eu? Nu mă uitam la Pepe, pe la mine îți dai seama. Noroc, cunosc că erau niște muncitori pe care tot noi i-am adus să-l ajute pe preot să facă o coșmilie acolo în spate. Și se vine mă încoa și spune ce trebuie să fac. Și mi-a spune și voi așa, trei pare și bor mă puneți niște dare, mă puneți de aia că nu mai intră vulpe. Dacă nu trebuie prins așa, așa trebuie, mă, bă, te-ai prins bine. Atunci eu voi rămâne aici. Îți țin contra. Dar ce are, mă, spune pe ea? Normal că n-ai ieșit, că de-aia ne-am dus. N-ai ieșit perfect. Hai să ne plimbăm cu bicicletă. Hai, hai, că când m-am plictisit, hai, hai. Am dat la pompă până ne-a luat rău. Mi s-a umflat ăsta, stare un... Ia vine ăsta, că ne-a pus părintele să facem. Și nu știți să faceți asta? Ne-a rugat, a zis că toți sunt astea desumflate, să îi le umflăm. Și că nu merge. Ne-a dat-o pe băzicată. Am spus că părintele ne-a pus să umflăm roțile la bicicletă. Că noi am vrut să fugim cu bicicletele, dar n-aveam cum să fugim pentru că erau pe pană toate. Ha. Ce jucăm? Stăm așa, bă, ce jucăm? Cine urcă fără să oprească e mai șmecher. Am plecat noi, ci că ne-am distrat. Ce faci, mă? Du-te tu, frăsorul meu. Bă, mi-am dat seama cât de greu e să mergi pe bicicletă. Și eu nu mai puteam să mai respir. Și dai! Și arde! Și dai! Și arde! Descoperind că bicicleta are prea puține viteze, dar un singur lanț, băieții se întorc la treabă hotărât să facă și ceva util. Căci dacă vulpea nu merge pe bicicletă, sigur știe să treacă prin gard. Când ne-am dus la gard, când ne-a pus neamări să întindem o plasă pe gard, știam pentru cine muncim și îți dai seama că nu mai conta că avea gardul la mii de metri. Tot ce e ieșit în afara gardului, toate astea trebuie făcute așa. Tăiate, să nu rămână mic. Și la mă vii cu gardul. Avea parte de ziua mea, neamărine. Bine, tu aici faci așa. Uite așa. Aici, la mă, nu mai e să desfaci. La mișto. Vrei să-i leg așa 2 km de plasă? Da, mă, dar de metru. Dar ce, am pușcat-o pe mama de ziua mea? Trebuie venit aici jos. Da, câte trei. Întins, și pun așa până mai ia dracu, până acolo, nu? Foarte bine. Că avem 4 ore mai aici, mă. De nu ne-a bătut vântul și soarele, de m-am prunzat și mostră buzele și fața de măr și mâinile erau negre de sârbă. Și când eram rupți de oboseală și plictisiți, a venit ăsta să aici locuim noi, vis-a-vis sunt niște solari. Azi e ziua lui Vârciu. Eu cu Pepe am făcut rost de tot ce ne trebuie acolo, într-o grătare, ne trebuie niște salate. Sunt niște solari.
dați-ne și nouă niște salată, spălați salata, o pregătiți, salata ce vă dă, salată verde, ceapă, tot ce asta, cred că puteți face. Da, da. Trângeți gunoiul și vă ziceți acolo. Pentru regele gardului, pentru regele gardului și prințul sârmelor, pentru șefii mărăcinilor, pentru mărăcinilor, aia cu părța părța. Părța, 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 părța. Nicoleta, sunt. Îmi pare bine. Bine, bună seara. Bună seara. Ce faceți? Da, da, da. Nu e nicio problemă, dar pentru asta trebuie să... Asta și pe asta. Aoleu! Nu e pe gratis? Dar ce trebuie să facem? Asta e să privim puțin la salată. Când am ajuns acolo, bine, Oana un pic supărată, că știți că eu sunt operată și că nu fac... Zic, mă, lasă că le fac eu și faci tu. Și stai tu pe margine. Nu, că nu știu ce, un pic bosunflată, dar după care să o vezi pe Oana mea cum s-a pus frumos pe mine și a început să smulgă. E s-a plecat. Zic, băi, dar tu ai mai mult spor ca mine. Cum reușești? Că uite-te și tu, eu am făcut 3 salate și tu ești deja la jumătatea rândului. Mă rog, ne-a Marina uitat, evident, să ne spună că trebuie să ne luăm mănuși. Noroc că m-am gândit eu că trebuie să ne luăm niște mănuși de cauciuc, că altfel eram, îți dai seama, pline de noroi. La Constanța! Vezi, vedea că sunt tata lui Gon! Pentru tăticul nostru, de la care am învățat muncă! Și mi spunea lui ăsta că e boierul care își face ziua frumoasă și care... Și el își făcea ziua, făcea la garduri. Și uite, când o fi mai rău, să ne fie ca acum. Pe ne e cel mai rău acum, lasă-mă, să nu vreau așa. Părța, părța, părța! Hai, hai! Și de la Pepe, câte o sârmă pentru fiecare. M-a spart. Obosise la un moment dat, când a început ăla să tang, 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 cămpărătură, cămpăcând, cămpăsă șosea. N-am simțit cum a trecut timpul. Și-a meritat banii, frate. Pa, pa! Sărmăra! Mulțumesc frumos! Am făcut gardul ăsta de ne-a rupt mâinile, câtă sârmă am putut să legăm în gardul ăsta. N-am făcut în viața mea ceva. Foarte frumos! Până în capăt. Oh, dar până acolo ați făcut? Păi da. Bravo! Eu zic că ajunge, mai vrei să luăm? Ce? Eu zic că ajunge, uite. Păi asta o mănânc numai eu. Păi uite câtă e, ce ai? Asta o mănânc numai eu. Am avut și eu în sfârșit spor că scoteam ceapa și nu mă rămânea căpățâna jos acolo, în pământ. Și luam, scuturam, hop, ce bine, uite ce-mi iese. Și după ce am zis, uite ce-mi iese, au început să rămână căpățânile în pământ. Zic, oh, zic, ajunge salata. Problema e că nu mai pot să mă ridic. Păi n-am cum să te ajut că... Știți bătrânețea asta? O, mulțumim. Pe care doriți. Asta pe tată. Mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru ce. Mulțumim. După ce ne-am dus și am cules salata și ceapa și tot ce trebuia și am venit la hotel ca să ne apucăm să ne gătim, am aflat că de fapt nu trebuie să stăm să facem salată, că trebuie să ne ducem iarăși la centru ca să ne întoarcem iarăși înapoi. Da. Alo? Da. Oana sunt. Da, Oana. Da, Mărine, noi am fost, cum ai zis, Matale, am plivit, am stat în genunchi, vai de capul meu nostru. Am cules salata, am cules ceapa, am venit aici. Cum ne-ai spus, Mata, să facem salată. Ni se spune că trebuie să venim înapoi, de ce? Eu n-am spus să rămâneți, am spus mergeți și faceți rost de salată, că trebuie să faceți salată, nu? Rămâneți acolo, vă duceți la noi vis-a-vis de niște solarii. Și de acolo s-a produs o altercație între noi și ea a zis că pleacă. Și am spus, chiar te rog, e liber, ești liberă, poți să pleci, poți să faci ceea ce vrei. Ai venit aici pentru copiii ăștia să muncești. Vrei să muncești? Bine, dacă nu, treaba ta. Hai să mergem acasă să filmăm. Și-am lăsat 4 copii acasă ca să vin să filmez aici. E problema ta. Pă bune, că până acum nu ne-a obosit nimeni, n-am făcut absolut nimic. E fix problema ta. Pă bune, că până la urmă nu ai lucrat nimica care să te leșine în pat. Dacă știai că ai probleme, trebuia să stai acasă. Mi se pare Oana acum mai impulsivă, mai recalcitrantă. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Oana? Unde ești? Te rog eu, hai să mergem să filmăm. Stau frumos să ieși afară. Bă, ieșiți afară de aici. Deci, pe bunie, mă.
Și pe mine mă doare mijlocul și, înțelegi, eu muncesc de 4 ori mai mult acasă. Înțelegi? Și eu sunt obosită și eu am operații făcute și pe mine mă doare spatele și sunt mai nenorocită ca tine la spate. Înțelegi? Și m-am dus, am făcut, tu ai văzut? Tu ai văzut, dar tu ai văzut că eu nu mă pot ridica de jos? Deci eu stau pe vine și am nevoie de ajutor să mă ridice cineva. Dar las-o dracu de treabă. Dă-mi un exemplu în care te-a nenorocit. Băi, dă-mi un exemplu când... Bă, frate, noi stăm aici din cauza ta, înțelegi? Nu e vorba de asta. Deci nu e vorba de asta. Deși Nicoleta a încercat să o convingă pe Oana să-și schimbe decizia zi de vară până în seară, în toiul nopții a sosit să o încurajeze chiar soțul ei, Marius. Sperăm să fie cu folos deranjul. Să trăiești, domnule! De că nu te-am mai văzut. Nici dor, nici dor că nu ți-era. M-am îngrășat. 2 kg, nu. 2 kg m-am îngrășat. Haideți. M-am enervat. Dar eu aș vrea să plec acum cu tine acasă. Nu mai vreau. Hai. Ne întoarcem la fabrica de pâine la chemarea patronului, care i-a spus lui Neamărin că mai vrea să facă o donație. Deci poftiți și dăruiți. Știind că e o motivație atât de importantă, na, uiți de oboseală. Wow! Cât de tare, Gogule! Niște fete super drăguțe și niște mașinării. Wow! Zici că suntem în Star Trek? Strângeți făina și să ne dea ceva în ce s-o punem. Jur pe cea mai sunt că într-o oală din asta mare îmi doresc să fac o ciorbă odată. Să rămână, doamnă! Bună seara! Ce faceți? Bine! Foarte bine și eu! Aș mânca ceva. Start, am zis! Lasă-te în jos! Lasă-te, e un număr de magie! Și acum învârte! Și v-am zis, nu 32, v-am zis 38. V-am zis de atâtea ori. Nu se poate, domnule, incompetent. 352. Bine, e foarte bine. Am văzut cum se stropește pâinea ca să aibă un pic de luciu, cum există niște discuri care le feliază. Foarte frumos. Fiind atât de generos patronul, a zis că ce rost are să nu ne vadă și pe noi pe fabrică, pe acolo, cum ne punem mâna pe cocă. Gata, știu. Gata. Ia, trag așa. Amândoi. Stăm pe mine. Croasante am făcut. Și a trebuit să punem ciocolată și să o prindem așa. Mi le dați nouă acasă pe astea de le facem? Da. Ho, ho, ho! Mi le dați nouă? Da. Bună seara! Și aș dori să fie o pâine acum. Eu pâine mănânc în general, dar mănânc pâine de secară. Și asta când și când, odată la 2 săptămâni, 3, la lună, depinde. Dar mirosul ăla, n-am putut să rezist. Pe lângă pâinea pe care le oferă pe termen nelimitat celor de la așezământ, patronul fabricii de pâine Oltina ne mai face o bucurie. Vrem să suplimentăm cadourile copiilor cu 2 frigidere, 2 televizoare, o tabletă. Două frigidere, 2 televizoare, tabletă, vină în coadă. Dar ai produs! N-avem băieții cu cine să încărcăm. Noi! Mi s-a părut wow din partea lor. Deci atâta dăruire și atâta suflet, mai rar. Să le dea Dumnezeu sănătate. 2 frigidere, 2 plasme și o tabletă. Da. Și pâine pe viață. Nu pot să cred. Bine, au fost fetele atunci, cine, da? Cine, mă? Bine. Cine, mă? Măcar, cine, mă? Măcar știm un lucru. Chiar merită. Uite ce frumos! Vino cu asta, vezi! Ce, artă? Da, dar uite cât de frumoasă e și făcut așa! Uite și asta cât de frumoasă e! Mulțumim încă o dată! Sănătate! Tot ce vă doriți! Și toate bune! Haideți! Ne-am să iei repede în mașinuță? Nu fugi cu frigiderele și cu televizoarele la părintea acasă? Că n-avem cum să le ducem la familie, pentru că încă nu sunt casele terminate. Și am zis că, decât să încurce muncitorii de ele prin casă acum, după ce se termină de făcut casele, vom duce și televizoarele
și frigiderele. Înconjurați de un spirit pus pe fapte bune, împărtășit de toată comunitatea, primind cadouri din toate părțile, de la pâine până la tablete și televizoare, n-am uitat că astăzi este ziua încă unui copil, care, spre deosebire de Liviu, n-a primit niciodată cadouri. De asta au avut grijă vedetele noastre. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Monica să trăiască, Monica să trăiască, la mulți ani! La mulți ani, să fiți sănătoasă și fericire, să faci 9 anișori! 9 anișori ai făcut? Da! 9 anișori! N-am găsit lumânări cu 9 anișori, dar uite un tortuleț pentru tine pe care... Tort! Ia dă-ți fă tort să facă Monica tortul! Ați mâncat? Ales de Liviu Vârciu, în persoană! Voi două, vă luați două pahare și să vă întoarceți! Opa! Să fie cu noroc! Mamă, ce a sărit! Aveți voie. Aveți voie șampanie. Servește tu pe aia cu bar de șampanie. Astăzi pentru amândouă, da? Aveți amândouă cu două copușele. Când Pepea de socă șampanie a sărit așa, srobi pe tot și s-a bucurat Monica, pentru că n-a avut niciodată șampanie și tort. Mamă, trei! Mulțumesc! Cu plăcere! Ce-am niște inimioare! Mamă, și fiți atenți! Atențiune, atențiune! Atențiune, atențiune! Dacă e ziua Monicăi, primește cadou și Andreea! Și Andreea a luat un training! Chiar dacă n-a fost ziua mea, dar mi-a luat un training. Și asta m-am bucurat, că s-a gândit și la mine și că n-a uitat. Ceacă de iarnă! Care dacă ți-e mare, ți-e bună și la an. Da! Doamnelor și domnilor, pentru Monica în această seară minunată când a făcut 9 ani. Ce uite, pentru Monica! Pentru Monica, pentru Monica, pentru Monica! Fără număr, s-a dat, fără număr! O pere! Mamă, și să și puțin mai mare pentru Lanu! Pentru Lanu, plăniți, să vezi cum o să-ți fie piciorușile aici! Alo! Fraților, când am ajuns acolo, aia mică, Monica, era tot descălțată. Picioarele gole și cred că erau 5 grade afară. Era frig tare. Copilul. Asta nu! Hopa, dragă copilul, care zice? Fă picioare aici, picioare. Ce? E rușine că suntem noi de față, pune chiloței după aia. Am încălțat-o, pune piciorușele, pune piciorușele aici. Piciorușele alea. Vine de frig. Înțelegi? Dar ne-am distrat. Am picioarele goale, era... Păi nu, nu e frig. Și în casa acolo e cam ca afară. Bine, dar avem aia mică la mine și m-a luat în brațe, Doamne. Deci nu pot, m-a luat în brațe aia mică. Mulțumesc. M-a topit, deci m-a spart. M-a topit. Mulțumesc, Cola. E de ajuns. Ține noroc în viață, da? Da. Fă mâncă-ți ești botul tău. Dragă de ea. Ok, da? Dragă. Da. Să fii sănătoasă. Da, mulțumesc. Și să te bucuri, să te mânci tot timpul. Da. Așa, pupă și pupă. Deci bătut o să-ți mănânc. Mănânc bătut. Hai, vă pup. Să rămână, aveți grijă de ele, da? Mulțumim, seara bună și... Au nevoie, în primul rând, de îmbrățișarea aia pe care au dat-o. Fără să le zică nimeni nimic. A venit și mi-a sărit în brațe și m-a pupat. Deci, ce vrei mai mult? Cum dar din dar se face rai, să se facă și pentru Liviu, că-i ziua lui. Pepe a fost perfect, mai ales că a fost și ziua mea și trebuia să fie la ziua mea, că a fost în fiecare an și ne-am distrat foarte tare. În
Nu toată lumea a cântat refrene lumești de ziua lui Liviu, cadourile părintelui Manuel aducându-i aminte că niciodată nu-i prea târziu să fie de vreme. Aici avem o icoană. Maica Domnului este tocui în cameră. La ea. Aici avem o cruce, este tocui la mașină. Dacă n-ai mașină, îți cumpără neamării. Aici este o iconiță, să-ți o pui pe birou. Mulțumesc. Și aici o cărticică de rugăciune, să nu-ți lipsească după noptieră, în fiecare seară, să faci o rugăciune. Și semnată, vă mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Ai băut vreodată și te-ai trezit după 3 ore? Dacă le dă 10-15 încolo, alea se duc toate încolo. Sunt convins că o să donăm în această seară și că o să punem mână de la mână să ne ajutăm, fraților, că de asta suntem români și de asta trăim în țara asta frumoasă. Pune-o cât aveam buzunar. Sincer să fiu, eu nu mă așteptam ca oamenii să fie atât de darnici. Petrecere, ne întoarcem la treabă cu dispozitivul incomplet. Chiar și așa, neamărin nu-i poate lăsa pe copii fără lapte. La un kilometru jumătate de aici e o fermă. Așa. Să luăm niște lapte și brânză pentru copii. Merg și eu cu voi, dar fii atent, eu nu cobor să mă împuși, merg în mașină, stau în mașină, nu. Vă duce, nu, voi trei. La ora 11:30 Liviu încă dormea, păi era obosit că a fost ziua lui, a trebuit să-l scuzăm toți pentru că a fost ziua lui. Ce pus ăla, că e rău, că nu știu ce, că... Ai, mă, e rău. Bă, a fost ziua lui, a băut și el, da, ce da, vrei? A fost ziua lui ieri, astăzi nu mai e ziua lui, el a venit elegant, îmbrăcat. Ai băut vreodată și te-ai trezit după 3 ore? Bă, da, nu trebuia să bea. Era ziua omului, mă. Domnul Liviu nu a venit la stână, că el e mai cu moț, așa. Mă, când ajungem acolo și ne ia ciobanul să ne zică caprele pe care le-ați văzut în drum ce veneați încoace, trebuie aduse aici. Oulu, 200 de capre să mergem să le aducem aici? Mi se pare un pic cam mult. Zic că e cineva cu ele? Nu. Cum adică? Păi și le lăsați așa dacă vine ursul și le mănâncă. E, am mai încercat, dar nu i-a reușit. Oana, rămâi acolo. De ce? Păi noi le aducem să nu se aducă sus pe deal. Hai da! Hai acasă, nu mai mânca atâta, haide! Acasă! Hai acasă! Acasă! Că n-avem timp! Hai că am copii! Acasă când îți zic! Dacă le dă 10-15 încolo, alea se duc toate încolo. Sus la stână, un vânt mai rău de cură l-a cam răcit și răgușit pe neamărin. Dar nu l-a pus la pământ. De lemn, de esență tare. Haide! Ia fiamne, oala le dă încoace. Hai că ne distrăm. Hai! Încă două împiedicări din asta și m-am timp pe burtă. Ai intrat un ciulin ceva. Hai! Hai! Mai cu viața, mă! Răcești și îmbolnăvesc copilul la acasă. Pentru niște capre. Am alergat după capre, dar a trebuit să le luăm de pe câmpurile alea, de pe dealurile alea și să le mânăm până la ele în bătătură. Și îți dai seama că a fost haios rău de tot, pentru că fiecare avea altă metodă, că oricum n-aveam nicio metodă, de fapt. Haideți, fetele, hai, acasă, gata clubăreala. Și am reușit până la urmă, le-am băgat pe toate acolo unde trebuia. Am obținut niște mostre de brânză și de lapte și cu promisiunea că de acum încolo vor furniza la centru de acolo de la stână pentru copii brânză și lapte. Deși mai târziu decât ceilalți, Liviu a făcut ochi exact în momentul când trebuia să-și exercite privirea în calitate de supervisor al lucrărilor de renovare, ca inginerii. Am fost să văd dacă au început treaba, dacă muncitorii sunt acolo, pentru că noi făcusem o treabă pentru patron și trebuia să trimită firma de construcții muncitorii la Andreea și la Raluca acasă. Cred. Da, tot fără. Este deja un perete făcut cu rigips pe interior, dacă vedeți. Unde? E pe interior. A, uite, da. Bine. Și o face din nou soba. Evoluție fantastică la casa Andrei.
deja era rigid supus, traseele de curent realizate. Dăduse tot afară, au rămas soba aia infectă. Am simțit în sufletul meu că viața mea o să se schimbe, că o să fie frumoasă casa, că o să stăm și noi mai bine, că nu o să miros a fum. Vezi, dacă tu ai probleme, când întrebi o fetiță de 9 ani, ce-ți dorești tu? Îmi doresc să-mi repar soba. Ce-ți dorești tu de ziua ta? Îmi doresc să am soba reparată. Un copil de 9 ani. Mă spune, o păpușă, un televizor, dă-mi o tabletă, să mă joc pe ea până nebunesc. Nu. Repară-mi soba. Și atunci acești oameni, și mă bucur că filmăm treaba asta, trebuie să, măcar să uite la televizor, că sunt niște oameni poate lângă ei care au nevoie de ajutor. Au început și aici să lucreze? Acum le scot în casă, da? Părere, nu cred că există niciun om pe lumea asta care să merită să trăiască în felul ăsta. Adică, și nici oamenii de acasă nu-și vor da seama de fapt cum e. Când intri acolo și vezi, Doamne, și simți mirosul ăla de grajd și spune, e absolut cumplit. Deci niciun om nu merită să trăiască așa. Eu cred că casa mea o să arate ca vecinului meu, fiindcă a lui este frumoasă. O să am și eu pereții drepti, frumoși, camera mea, sfârșit, televizorul meu. Nemărin a fost trimis de Dumnezeu și nu putea el să vină ca prin minune aici să zică v-am adus niște materiale să terminați casa, nu știa. Până să dăm la gata căsuțele din inimile celor două fetițe, le mai îndulcim așteptarea cu alte daruri. Asta e pentru tine. Un televizor? Pentru tine. Super modern. Da? Am fost și l-am luat pe tatăl Andrei și pe mama Ralucăi. I-am dus la fundație ca să le arătăm ce a făcut patronul fabricii de pâine. Și anume, le-a dăruit câte un frigider și un televizor la fiecare, iar tableta a fost pentru fundație. S-a terminat de construit, veniți și vi le luați și vi le duceți în casă. Bine? Vă mulțumim mult. Să fiți sănătoși. Din suflet. Să aveți grijă de ele, da? Da. Să vă bucurați de ele. Să vă bucurați de ele. Da. E foarte emoționant, fiindcă nu ne așteptăm așa dintr-o dată ca să o schimbare într-o clipă, cum ar fi. Nu să mai ținem alimentele pe geam și afară și le punem în frigider. Mai ales la Raluca, să zicem, unde sunt atâția copii, îți dai seama cât de important e să aibă un frigider care să poată ține toate lucrurile și proviziile și așa mai departe. E o minune, a făcut o minune pentru copilaș. Cum spectacolul bate la ușă, Neamărin trebuie să strângă rândurile pentru ultimele repetiții. Bună ziua! Băi, gata, mă dat jos, băi! Mi-a fost dor de voi! M-a impresionat foarte mult când ei au venit toți și s-au atașat de mine, parcă erau niște pui de găină lângă o cloșcă. E mai tânăr, în realitate, mi se pare. La televizor îmi pare mai bătrân Neamărin. Și stângul, dreptul, stângul, bat! Stop! Înapoi! 2, 3, 4, foarte bine! 2, 3, 4, 1, 2, 3, stop! La 4 zicem, hei! Vino-mi pe coleama, ce joacă de poțină pișoara! Bravo, 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 stop, bravo, bravo copii, bravo, bravo, bravo! Bravo! Am emoții foarte multe pentru spectacol. Pentru că o să fie foarte mult de lume în fața mea și o să mă vadă cum o să dansez pe scenă, o să mă dea la televizor. Alunelu, Alunelu, hai la joc! Alexandru, ce concentrat e, Să ne fie, să ne fie și frate! La Alunelu a fost mai greu, că intervin pași mai grei un pic, dar au învățat. Mi s-a părut foarte ușor, dar nu știu dacă și pentru ceilalți. Mie mi-a plăcut cel mai mult Hora, pentru că e mai ușor decât Alunelu. Din cele două dansuri mi-a plăcut Alunelu, că făceam pași mici. Pauză, 5 minute! Haideți, vă aducem apă!
Cătălin, ai văzut că nu e greu? Ha? Ai văzut? Neamărin a zis dacă pe scenă nu o să dansăm bine și nu facem pașii cum trebuie, a zis că rupe o lui ea și de bate cu ea, cum le bate și pe vedete. Eu nu cred, fiindcă el este foarte sufletist, doar glumește cu noi ca să ne sperie. N-ar fi frumos să ne bată tocmai acum înainte de spectacol, poate după, dar la cât de sigur suntem pe noi, fie copii, fie vedete, sigur nu va fi nevoie, mai ales că ne vede tot urlațiul venit să-și serbeze cei 500 de ani de existență. Iar noi n-am venit aici să strângem aplauze, ci fonduri pentru așezământ. Când am ajuns la scenă, lumea puhoi. Pe mine. Le-am spus, vă rog, e frumos că mă simt prost față de colegii mei, mai... Să zic, la 5 oameni mai vă duceți unul să mai luați un autograf. Nu știu cine a avut ideea deșteaptă să cânt eu primul. Fără probă, eu care n-am mai cântat de 12 ani, 10. Piesele mele. Sunt convins că o să donăm în această seară și că o să punem mână de la mână să ne ajutăm, fraților, că de asta suntem români și de asta trăim în țara asta frumoasă. Vă mulțumesc oricum de la început. Mulțumesc mult de tot! Pentru cei cu dare de mână și suflet mare, bucuroși să ajute, iată contul bancar al așezământului. Sunt prim solistă la Opereta Națională din București. Sunt născut aici, în orașul Urlați. Acum am aflat despre ei și deja mi-am luat contul bancar să pot să-i ajut și eu cu mare dragoste. Oamenii sunt cei mai buni și cei mai sufletiști. Oameni la care nu te aștept să bage mâna în buzunar și să ajute un copil. Poate chiar copii. Am văzut copii ca și cei pe care îi ajutăm. Nu foarte ustăriști, dacă au avut un leuz la odată. Adică nici nu venea să-l iau, dar nu l-am pentru mine, l-am pentru copii și na, mai departe. Nu mă așteptam să văd implicarea lor într-o astfel de manieră. Deci sunt foarte devotați, au fost foarte impresionați de cazurile copiilor, de activitatea fundației și ei chiar se implică trup și suflet. Sunt niște oameni minunați. Liviu mi-a zis un lucru care nu o să-l uit toată viața. Că eu am inventat jocul alunelul. Da. Dar eu l-am inventat și pe el de vreo 6 ani îl învăț și nu știe. O să vedeți. Bun. Am plăcut la spectacol pentru că am mers pe scenă, ne-am văzut toată lumea și că ne-am distrat. Asta e cel mai important. Vă rog din suflet, ajutați-i. Noi am început, dumneavoastră puteți continua. Unde e credibilitatea matalacă? Bă, firața dracu, jos, că trebuie să intre altcineva! Faptul că au fost pe scenă alături de vedete le-a dat o încredere în ei și chiar vedeam când coborau de pe scenă, în ochii lor vedeam fericire. Erau chiar fericiți. Dar toți oamenii până cât aveam buzunare. Au fost oameni care au dat 50 de bani pentru că nu aveau mai mult. Au fost oameni care au dat un leu, care au dat 5 lei, 10 lei, dar au fost și care au dat 50 de lei și 100 de lei. Toată lumea, cât a putut, a dăruit. Emoțiile sunt mari pe măsura evenimentului și nimeni din cei urcați pe scenă nu sunt absolviți de ele. Nici măcar doamna preoteasă care marchează un inedit debut. La spectacol am avut emoții pentru soția mea, pentru că ea nu dansase niciodată, mai ales pe o scenă. Și aici, din nou, a intervenit talentul profesorului de dans Neamărin, care, într-o jumătate de oră, maxim o oră, a învățat-o să danseze un dans popular. Lumea a fost foarte fericită că ne-a văzut și eu mi-am luat în serios, foarte în serios, rolul de a strânge bani pentru acești copii. Mersul furnicii, bună ziua, vreți să ajutați fundația, vreți să ajutați copiii preotului. Să rămână buni, să rămână sănătate multă! Am făcut-o pentru că mi-am dorit din suflet să-i pot ajuta.
Ce m-a șocat cel mai tare a fost faptul că foarte mulți oameni, din puținul pe care ei îl aveau, au venit să doneze 1 leu, 2 lei, 50 de bani. Mulțumim! I-a vrăjit cu frumusețea ei și, da, este adevărat, Nicoleta Luciu a strâns cea mai mare parte din bani. Cred că poate unii au dat ultimii bani din buzunar și nu cred că au plecat cu bani de acasă special pentru noi. Îi iubesc. Am putut să vorbim și cu Viorica și cu Ionita din Clejean și au fost și ei și au făcut parte din spectacolul ăsta. Am muncit foarte mult să ajut acești copii. Am început singur, dar acum chiar nu mai mă simt singur. Pentru că sunt fericit. Pentru că oamenii se implică în activitatea noastră. Adică toată munca noastră, a mea și o soției mele, dă roade. S-au bucurat foarte mult copiii că au fost pe scenă și că au făcut parte din spectacolul ăsta. I-am dus la o pizza, am mâncat o pizza, copiii, ne-am reîntors la scenă. Pepe, Liviu, Nicoleta, Oana au reușit să încălzească atmosfera și chiar nimeni nu a plecat și chiar spre seară oamenii au venit într-un număr mult mai mare. Spiritul Dăruiți a fost împărtășit de toată adunarea, de la spectatori la artiști. Electrizați de cauza noastră, cei de la Voltaj au pus toată energia la treabă. Spectacolul ăsta din Orlați pentru ei a fost o bucurie și un cadou din partea noastră să iasă un pic din viața asta de coșmar pe care o au și o trăiesc. Numai iubirea, doar iubirea, îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești. După ce s-a dat la spectacol, am luat turna și am fugit repede la fundație să numărăm banii și să fie și părintele de față și să vedem cât am strâns. A fost o satisfacție mare când am început să numărăm banii. Sinceră să fiu, eu nu mă așteptam ca oamenii să fie atât de darnici. De milioane câte sunt! Băi, Luciu, băi! Păi ești fenomenală, mă! Cu 4.155. Iar nu mă așteptam să se strângă suma asta și ca să vă dați seama, s-a strâns o sumă care ne acoperă căldura pentru centru pe perioadă de 2 luni și ceva în sezonul rece sau ne acoperă cheltuielile pentru 10 zile de hrană, 10 zile a 30 de copii. A fost ceva extraordinar. Plecăm de la bucuria ajutorului, lăsând în urmă multe zâmbete fericite pe care le-am pus pe fețele copiilor, fie prin forțe proprii și după posibilități, fie cu ajutorul comunității care a intrat cu totul în spiritul poftiți și dăruiți împreună cu noi. Și uite așa, livada e curată, gardul reparat, cotețul găinilor refăcut. O imagine mai evidentă a schimbării unor cocioabe în case de locuit, precum a celor două locuințe, cu siguranță ne face să credem că minunile există și ține numai de noi să le facem realitate. În ce ne privește, imaginile vorbesc de la sine. De la reconsolidarea structurii de rezistență a caselor până la mobilarea spațiilor, totul a fost făcut cu responsabilitate și cu dare de mână. Nu-mi imaginam să devină așa casa mea. Nu mai am cuvinte. Nici acum nu cred că este casa mea, pentru că ea s-a schimbat foarte, foarte mult. Acasă la Andreea am renovat total tavanul. Pereții. Stăteam pe pământ și acum s-a schimbat. În cameră avem parchet și la bucătărie gresie.
sau cumpărat paturi. Un birou. Iar hainele fetei nu vor mai sta îngrămădite într-o geantă de voiaj, ci într-un dulap încăpător. Era un fotoliu cu niște hainuțe așa rând. Puse pe el șesc, asta e șifonierul, copil. N-ai mă cum să trăiești așa, n-ai cum să ajungi așa acasă, adică n-ai cum. Îmi place cel mai mult biroul, scaunul de la birou, șifonierele și soba și masa. De la cele mai mici detalii până la cele mai costisitoare și de trebuință unei case, totul miroase a nou și a trainic. Nu vine să cred ce s-a întâmplat în această casă. Toate sunt noi, toate sunt frumoase. Nu cred că am fi reușit să facem asta niciodată. Dar poate cea mai importantă este soba, care de azi înainte va face căldură, fără ca cei din casă să scoată capul pe fereastră să poată respira. Sunt niște momente când îți dai seama cât de norocos ești tu și ce norocos am fost să mă nasc într-o familie normală și să ajung acasă pe lângă porci. Să-mi doresc să-mi aducă, nu știu, cineva o cărămidă să-mi fac soba. Mie mi se pare că s-a făcut o minune și că arată chiar foarte, foarte frumos. Eu cred că Dumnezeu a avut grijă de noi și ne-a dat posibilitatea să ne facă acasă. Și îi mulțumesc. Și acasă la Raluca, transformarea este una greu de recunoscut. În sfârșit, ea are camera roz pe care și-a dorit-o atât de mult. Am pus geamuri. Și cel mai mult la casă, biroul. Fiindcă pot să scriu la el, pot să mă uit la televizor, pot să mă joc la el. Îmi place mult să am pereții frumoși și curați și sper să rămână așa tot timpul, fiindcă este chiar fenomenal. Nu știu, nu-mi imaginam ca să fie ca un palat așa. Ce mi s-a întâmplat este ca un vis. Vreau să le mulțumesc, fiindcă m-a ajutat atât de mult și nu o să uit. Acum când văd interioarele caselor lor renovate și totul pus la punct, crește inima mine. Sunt mândru, sunt fericit că am putut, la rândul meu, să fac oameni cât de cât un pic fericiți. Ziua când trebuie să plecăm, să ne despărțim. Vă spun sincer, după atâtea zile de muncă, mă simt atât de bine și de împlinit și satisfacția asta constă în zâmbetul ăla sincer al lor. Dați-mi voie să vă mulțumesc echipei care am colaborat. Mulțumim, Neamărin! Ne-am împăcat! Dacă ne ajută, vreau să vă mulțumim! Până să fug, băi, copii. Finalul e Doamne ajută! Doamne ajută! Vă iubim mult de tot, ne-ați simțit foarte bine cu voi! Și noi! Vă pupăm! Înainte să plecăm, aplauzele noastre sunt pentru voi! Slăgi-vă! Bravo, Răbulaș! Hai la pupat! A fost pentru prima oară când am văzut copiii un pic triști. Erau triști pentru că noi plecam. Și eu sunt bunic, am nepoți, și m-am simțit aici, în așezământ, ca într-o familie cu copii mai mulți. Și i-am iubit și voi iubi tot timpul. Drum bun! Mulțumim, Doamne ajută! Și mai poftiți pe la noi! O să fie dor de ei și de Neamărin. De pe o să fie cel mai dor. Pentru că mi-a plăcut cum am jucat cu Pepe. Îmi pare foarte rău că a plecat și aș vrea să vină din nou să stea cu noi. Mie o să-mi fie dor mai mult de Pepe și de Liviu și de Oana și de Nicoleta Luciu și de Neamărin.
Săptămâna viitoare vă dăm întâlnire tocmai la Șopârlița, lângă Slatina, unde îi vom cunoaște pe cei de la ansamblul de călușari Cununa, conduși de ghița lui Porumbelu. Fata, uite-te aici la mine! Lasă-i pe dumnealor! Că te ia, mama, dracu! Imediat! Mâine! Acum! Mai când, acum, când vreau eu! Înțelesești? Alte vedete vor intra în schema tactică a lui Neamărin, pus pe făcut bine pentru alte destine încercate de viață. Ia uite cum s-au uitat toate la mine, frate, și că sunt la gala de premii Oscar. De bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Gianni Chiriță? Mă iei? Stați puțin, că am emoții, au început să tremur tot. E frumoasă, bă, dracu, bă! La Marine! Ia-ți măriți, fata! Taci! Fă cu mărițișul, dau una tot! Băi! Ne vom minuna! Uite, tot ce aici e pentru voi, dar mai ales pentru tine, băi. Ești călușar și joci bine. Da. Ne vom emoționa. Hey, hey. Bravo! Vom dansa? Și cine va avea de făcut treabă, nu va avea de ales decât să se execute. Altminteri, se va lăsa cu fierbințeli. Ce ai făcut? Eu-s cum faci ea. Ia uite, frate, am intrat în bălegar. Cu cizme de luate de unde? De la Paris, nu? Ia uite, mi-a intrat cuiul în piatră, nu pot să cred. Băi, și-a luat schiuri! Cu sufletele deschise spre a oferi cei mai buni pentru ceilalți, vă așteptăm să împărtășim bucurie la Poftiți și dăruiți pe la noi!